Performanță importantă pentru CSM Târgu Jiu, iată, la al doilea an de existență, ajungem cu jumătate trei la turneul final. Suntem foarte bucuroși pentru acest rezultat, care într-adevăr îl putem considera o performanță notabilă, pentru că noi, cei care am lucrat cu cele mici aici, știm că este al doilea an în care mergem la turneul final cu ele consecutiv, adică este al doilea an de vârsta lor și suntem foarte bucuroși. A fost un turneu foarte, foarte, foarte greu, foarte solicitant. Sistemul actual ne obligă să jucăm 5 meciuri în 5 zile, ceea ce e foarte greu la nivel de copii. E foarte greu și la seniori, cu atât mai greu este la copii. Acum partea bună și pozitivă este că au reușit să găsească un sistem prin care să dea drumul la competiție, pentru că trecuseră 10 luni și se simte. Practic, să stai 10 luni fără meciuri oficiale e destul de greu, după aia să intri într-un ritm de joc, și asta ar fi lucru pozitiv. Acum rămâne să ne recuperăm pentru turneul final, pentru că avem niște probleme tocmai datorită acumulării oboselii, dar sper ca până la turneul final, care va fi în data de 26 iunie, dacă nu intervin modificări, să reușim să avem toate jucătoarele apte. Care va fi obiectivul pentru acest turneu? Obiectivul, îl spunem de 2 ani de zile, rămâne același. Ne dorim ca în 2-3 ani de zile, din aceste fete, să reușim să le împingem către echipa de senioare pe cât mai multe, care vor putea și vor avea tot ce le trebuie, cu siguranță vor ajunge acolo. Înainte de acest campionat, obiectivul a fost același. Nu ni s-a impus sau nu ne-am impus un obiectiv calificare la turneul final. Asta nu înseamnă că suntem ipocriți și nu ne bucurăm sau nu ne-am dorit. Dar, repet, ceea ce lucrăm și ceea ce facem, facem ca ele să reușească să facă pasul către ambalul de performanță peste 2-3 ani. Din păcate, echipa mare nu a reușit promovarea în Liga Florilor. Este, nu știu, o înfrângere dureroasă, spunem cu știința București, sau din contră ne vom mobiliza și la anul vom încerca din nou să batem la porțile. Păi, partea frumoasă în sport este că întotdeauna ai șansa să o iei de la capăt, de la zero. Indiferent, pierzi, câștigi, trebuie să ai puterea și să-ți găsești motivarea să o iei de la zero. Și cu siguranță asta vom face și noi, pentru că, după cum ați spus la început, suntem un club nou înființat și poate că, într-un fel, e mai bine că s-a întâmplat așa din nou. Nu spun că nu ne-am fi dorit să promovăm, dar acum, după acest turneu pe care l-am văzut la televizor, n-am putut să fiu alături de ele, cred că vom avea, adică sunt convins că vom avea puterea să o luăm de la capăt și într-un viitor relativ scurt vom reuși să ne îndeplinim obiectivele.